atmosferă de carnaval venețian a cuprins astăzi Casa Memorială Elie Wiesel. Domnițe în rochii de epocă și cu fața acoperită de măști extravagante s-au plimbat misterioase prin încăperile muzeului spre încântarea vizitatorilor. Toate acestea pentru a marca Purimul, sărbătoarea evreiască a veseliei, în care unul dintre cele mai iubite obiceiuri este purtarea de măști și costume. În primul rând, sărbătorim moștenirea evreiască. Noi, ca și organizație, Muzeul Maramureșan, folosim tot ce înseamnă patrimoniu evreiesc, cultural, în primul rând. Și am legat evenimentul de astăzi de sărbătoarea Purim, sărbătoare care este o sărbătoare deosebit de veselă și una dintre componentele acestei sărbători este purtarea măștii sau mascarea, pe lângă componenta spirituală care presupune citirea Sulului Esterei, Estera fiind personajul principal al acestei sărbători. Ne-am adunat astăzi toți cei care iubesc cultura evreiască, să împărtășim un pic din ce știm, ce cunoaștem și să intrăm un pic mai mult și în această dimensiune a veseliei, pentru că de cele mai multe ori această componentă a culturii evreiești este asociată dramelor celui de-al doilea război mondial. Dar cultura evreiască este deosebit de bogată și iată, astăzi o vedem sub o altă mască sau purtând o altă mască. Evenimentul, practic, este o petrecere, își dorește să fie o petrecere, dar valorificăm o artistă locală, pe Adela Ștefania Pop, care a binevoit să contribuie la acest eveniment. Avem o expoziție din colecția și din creația ei cu măști. În același timp avem voluntarii de la Clubul de Lectură, tinerii care se întâlnesc și vin cu plăcere la muzee ori de câte ori avem evenimente. Avem costume, tot așa, create de Adela. Invitați și după ce vom povesti de semnificația acestei sărbători, după ce vom povesti de cum se construiesc aceste măști, ce presupune această mască și care sunt corespondentele din cultura iudaică, vom merge într-un alt spațiu al muzeului unde este petrecere cu mâncare, cu dulciuri care au așa un nume mai deosebit, urechile lui Haman. Este unul dintre personajele acestei povestiri legate de Estera și de cele petrecute în secolul al V-lea. E prima ediție acestui eveniment? Da, este prima ediție și evenimentul este legat de unul dintre proiectele care încă este în derulare, cel transfrontalier, în care noi avem câteva întâlniri tematice. Una dintre ele presupunea organizarea unui eveniment cu această temă a mascării și a carnavalului. Am ales această temă carnavalului, să zicem, sau o ducem în zona venețiană, pentru că este deosebit de spectaculoasă. Dar veți vedea că și costumele și măștile vin și din alte zone. Eu, de exemplu, sunt dintr-o altă epocă, nu cea neapărat medievală. Chiar și după finalizarea acestui proiect, dacă acest eveniment va fi un succes, vă gândiți să-l păstrați în calendarul obișnuit? Cred că da, vom vedea cum răspunde publicul astăzi. Cu siguranță tinerii sunt foarte entuziasmați și mărturisesc că și eu sunt entuziasmată de toate costumele și măștile și toate pregătirile astea. Și da, mi-aș dori personal și cu siguranță dacă este o reușită, cu siguranță o vom include în calendarul evenimentelor. Holul muzeului a fost transformat imediat într-un mic colț de poveste, în care piesele principale au fost măștile venețiene. În Sighetul Marmației, cele mai spectaculoase măști sunt de departe cele realizate de Ștefania de la Pop, cunoscut artist plastic în Maramureș, dar și în țară. Astăzi am pregătit povestea Esterei. Este o poveste foarte frumoasă și am încercat prin fiecare mască să readucem un personaj în, să zicem așa, în zilele de astăzi. Dacă ne uităm pe peretele central, o vom vedea pe Estera, înconjurată de marile imperii. Am construit câteva măști care reprezintă fiecare individual un mare imperiu, de exemplu Persia, India, Rusia, Franța, Marea Britanie, cândva perioada elisabetană, deci avem reprezentații istorice a tuturor marilor imperii care au existat, pentru că știm cu toții că astăzi, în zilele contemporane, majoritatea s-au dispersat. Știm că ai o colecție bogată de măști. Câte ai făcut special pentru acest eveniment? Pentru acest eveniment am
Special am construit 25 de bucăți, dar de-a lungul timpului am realizat peste 300 de măști, atât de carnaval, cât și cu diferite teme. Acum, în funcție de gustul fiecăruia. Știm că cele venețiene sunt spectaculoase, dar arta decorativă este foarte vastă și putem oricând să apelăm la creativitate și cu o mărcică, o bucățică de pânză, o pană, un năsturel, putem oricând să facem miracole. Până se ajungă pe fețele oamenilor sau pe pereți, măștile trec printr-un proces destul de complex, care necesită multă micală, dar mai ales inspirație și creativitate. Acum depinde de mască. Există măștile decorative pe care le lucrez din praf de porțelan și praf ceramic. Ele necesită diferite etape de lucru, începând de la partea de turnare în matriță până la partea de șlefuire, modelare și ulterior decorare. Apoi sunt cele funcționale, care cu toții ni le legăm frumos la spate și suntem lejeri cu ele dacă le purtăm. Acele funcționale nu sunt atât de meticuloase, le realizez din carton și pânză presată pentru durabilitate în timp, iar apoi le avem pe cele cu băți, care sunt de obicei cele mai spectaculoase, cele mai dorite, pentru că sunt ușor manevrabile și, bineînțeles, și cele mai pompoase, pentru că acolo putem să punem pene, flori, tot ceea ce ne dorim. Nu este ușor să realizez o mască, dar de obicei rezultatul final este frumos. Și atunci, de fiecare dată când iau o mască albă, tot timpul îi văd finalitatea. Este așa, ca și cum ai căuta printre chipuri. Asta înseamnă să fii artist până la urmă. Când vom vedea o nouă expoziție cu marca Ștefania de la Pop? Știm că în urmă cu câțiva ani ai făcut una cât de cât complexă, pentru că știm că nu ți-ai expus chiar toate măștile, ai foarte multe. Pe când o viitoare expoziție? Nu aș putea să spun cu exactitate, datorită faptului că orașul Sighetu Marmației nu are o generozitate în ceea ce privește spațiile expoziționale. Ori ceea ce realizez eu de multe ori necesită și lucruri puțin neconforme și mi-este foarte dificil să mă angrenez într-un eveniment dacă nu am o logistică. Și atunci prefer să expun în alte orașe sau chiar peste granițe, în străinătate. Iubesc orașul Sighet, am acceptat cu drag provocarea doamnei Marincean și se pare că a ieșit un lucru foarte frumos. E adevărat, nu pot să realizez nimic fără ajutor, deci noi am gândit de mult timp această expoziție și ne bucuram că am ajuns să o aducem în fața dumneavoastră. Pe lângă faptul că sunt adevărate opere de artă, măștile sunt și o modalitate bună de reciclare. Nu este o metodă ușoară. Partea grea vine la partea de compatibilitatea materialelor și partea frumoasă vine la partea în care eu reciclez foarte multe lucruri și foarte multe măști pe care le vedeți astăzi aici sunt făcute din materiale reciclate. O mărgică, un năsturel, o bucățică de dantelă dintr-o cămașă uzată, toate și-au rostul și locul lor. Așa că eu nu arunc nimic, nici măcar gândurile. Și mă bucur că am reușit să aduc puțină bucurie și veselie astăzi. Mă bucur că am fost primită foarte deschis și generos de către conducerea muzeului și de către doamna Alina Marincean. Puțini sunt deschiși la idei noi și mă bucur că aceste măști vor prinde viață câteva zile în orașul Sighetu Marmației.
Vă îndemnăm să vizitați expoziția și ne bucurăm pentru toți cei care sunt astăzi alături de noi, în special acești tineri frumoși care se bucură și ei, membrilor din comunitatea evreiască, nu în ultimul rând dumneavoastră. Astfel de evenimente sunt și o modalitate foarte bună de atragere a vizitatorilor. Încercăm să ne adaptăm tendințelor actuale, să diversificăm oferta culturală pe care muzeul nostru o are, iar acest lucru ne permite pentru că deținem un patrimoniu divers. Iată că azi sărbătorim împreună cu comunitatea evreiască și evrei de pretutindeni sărbătoarea Purimului, o sărbătoare care cunoaștem și dacă ne uităm un pic în istorie, de fiecare dată când evreii au fost înfrânși, ei au sărbătorit ceva, au inițiat o sărbătoare. Iată că și Purimul, în urma înfrângerii împăratului Haman, a luat naștere și această sărbătoare este o sărbătoare în care oamenii, evrei, își fac dariuri unul altuia, copiii primesc dulciuri, cadouri, ca și cadouri, iar oamenii poartă măse, veselesc și au bună distracție alături de prieteni în comunitate, alături de familie. Așadar și noi, având un patrimoniu diversificat și o moștenire culturală evrească aici la Sighetul Marmației, am dorit să venim pentru prima dată în întâmpinarea comunității locale, dar nu numai, și turiștilor care ne trec pragul, cu o altfel de ofertă culturală și am gândit această expoziție de măști în parteneriat cu artistul plastic Adela Pop, Ștefania Adela Pop, o expoziție care va rămâne deschisă mai multe zile la Casa Memorială Livize, Muzeul Culturii Evreiești din Maramureș, o expoziție care ne invită să descoperim această parte a obiceiurilor evreiești din Maramureș, din întreaga lume, o expoziție care ne arată și o altă față a evreilor, dacă putem spune și acest lucru. Sunt aceste activități și o modalitate de a atrage vizitatorii și turiști? Am văzut mai devreme câțiva turiști care erau impresionați de expoziție. Cu siguranță nu se așteptau să găsească un mini-festival, un mini-carnaval de la Veneția, chiar aici la Casa Memorială Elie Wiesel. Da, așa este. Suntem convinși că turiștii care trec pragul muzeului nostru zilele acestea și în perioada următoare, cât va fi expoziția pe simezele Casei Memoriale, vor fi fascinați de aceasta, deoarece, cum vă spuneam și anterior, este o expoziție inedită pe care muzeul nostru, iată, a reușit să o realizeze. O expoziție care aduce în fața publicului sighetean și a turiștilor și o altă parte a patrimoniului cultural evreiesc, o altă parte mai atractivă. Așadar, invităm sighetenii, invităm turiștii care se află în zilele acestea în Maramureș, în Sighetul Marmației, să vină la Muzeul Culturii Evreiești, la Casa Memorială Elie Wiesel, să vizioneze această expoziție și, de ce nu, să fie parte din acest mic carnaval al venețian, dacă, cum spuneați și dumneavoastră, al evreilor. Misterul măștilor venețiene s-a împletit armonios cu personajele din Cartea Esterei, care spune povestea reginei Estera și cum salvează aceasta poporul evreu din anihilare. Sunt Estera, un personaj biblic care prin feminitatea ei a reușit să salveze poporul evreu. Evenimentul de astăzi se leagă de sărbătoarea care se numește Purim sau Sorți Zaruri și se petrece undeva în secolul al V-lea înainte de Hristos, când Estera, și eu am un tatuaj cu numele ăsta pentru că este personajul meu preferat, personal cred că mi se potrivește, personajul ăsta, Estera, este cea care într-un moment de provocare extraordinară salvează poporul evreu de Haman, este un alt personaj, am uitat să-mi aduc Gregor-ul ca să sun, de fiecare dată când se aude numele ăsta, dau să sunăm jos la beci când facem petrecerea. Estera este cea care salvează poporul evreu așadar, prin diplomația ei, prin frumusețea ei. Evenimentele se petrec, vă ziceam, în secolul al V-lea înainte de Hristos, în Imperiul Persan, când unchiul ei sau vărul ei, depinde de ce parte a istoriei ne aflăm, nu dorește să se închine ministrului lui Ahasveros, Haman, și ca pedeapsă poporul evreu urmează să fie distrus.
Estera, care este noua soție a lui Ahasveros, își ascunde identitatea, așa este, aici intervine această dimensiune mascată, își ascunde identitatea și reușește să-l convingă pe Ahasveros să-l pedepsească pe Haman pentru ceea ce face el, respectiv dorește să distrugă poporul evreu. Expoziția va rămâne pe Simeze săptămâna aceasta pentru cei care nu au ajuns la eveniment astăzi. Expoziția este una foarte interesantă, felicitări creatoarei, iar despre sărbătoarea Purim, numită și sărbătoarea Veseliei, se ține întotdeauna luna februarie sau martie. Este o sărbătoare veselă în care lumea se maschează și se simt bine, cântă și dansează. Sărbătoarea de Purim mai are 4 elemente principale. Una, ajutorarea celor săraci, trimiterea unor pachete prietenilor și prietenilor, organizarea unei mese festive și citirea cărții Esterei în mod public în sinagogă, în ajunul serii de Purim și în prima zi de Purim.